Terenul de fotbal are o formă dreptunghiulară și aceste unghiuri drepte, de aici, de 90 de grade, au un impact negativ asupra vitezei jocului. În primul și în primul rând, orice spațiu vid are tendința de a fi umplut cu ceva. Este un mic fragment în Biblie, în Apocalipsă, versetul 3:19. Eu, adică Dumnezeu, pe cine iubesc, mustru și pedepsesc. Mi se părea o contradicție totală. Deci Dumnezeu pe cine iubește, mustră și pedepsește. Ce rost are chestia asta?